Aș vrea să vorbim, bineînțeles, de învierea Domnului Iisus Hristos. Am mai spus câteva cuvinte ca să vă dezgrățiți frunțile. Să știți că eu de aici, din față, am citit undeva într-o carte și m-am informat puțin și zice că este un langaj care nu trebuie să spui cuvinte. Langajul acesta corporal. Și sunt niște coduri foarte bine stabilite. Și când am auzit, am spus, mă, nu este posibil să fie, nu vorbesc de langajul surzilor muților, nu. Acelor care vorbesc bine și aud bine. Dar mai au un langaj, niște mesaje care și le transmite prin gesturi, extraordinar. Și spun, să spune că este adevărat. Dar vreau să vă spun că de aici, din față, am învățat unele gesturi și unele, oarecum, atitudini care le înțeleg. Oare bine spun sau trebuie să tac? Dar aș vrea să vorbim despre înviere, dragii mei. Pentru că creștinătatea, cât de mult se vorbește în vremurile noastre despre înviere, aș vrea să vă spun că nu s-a vorbit niciodată așa de mult. Și știți de ce? Pentru că niciodată n-au fost 7 miliarde de oameni pe pământ. Și niciodată n-au fost atâția creștini declarați pe pământ cât sunt astăzi. Și în partea de est a Europei mai ales, într-o zi ca și aceasta și probabil în zilele următoare, indiferent de confesiunea religioasă, cei care sunt creștini, este un salut care îl folosesc și salutul acesta este Hristos a înviat. Am niște colegi la muncă, ei au venit din Siria, dar de origine sunt armenieni și sunt creștini. Și cumva au ajuns aici, au fost prigoniți, au ajuns cumva aici și în prima zi luni când m-am dus la muncă, ei nu mi-au zis nici în engleză, nici în franceză salutul care mi-l spune de obicei. Mi-a spus în limba lor armeniană, dar n-a spus Hristos a înviat, a spus, ca românește, Iisus a înviat. Și am rămas surprins și am spus, i-am întrebat și le-am spus, ăsta e salutul vostru? Și au zis, timp de o săptămână după învierea Domnului Iisus Hristos, noi nu mai folosim bonjour, nu mai folosim bună ziua în limba lor armeniană, au spus, noi folosim expresia Iisus a înviat. Și aș vrea să vă spun că, și mai ales tinerilor, și în România, indiferent de perai de la frații penticostali, de la frații baptiști, de la frații creștini după Evanghelie, de la frații ortodoxi, salutul care era în ziua de Paște era Hristos a înviat. Și mi-aduc aminte și v-am mai spus că o vecină, când eram copil, m-a pus repede la punct. O vecină care ia din mergea numai la Paști, la Crăciun. La ciocnirea ouălor, la înviere. Și a doua zi dimineață ei cum veneau de la biserică, obosiți și sătui de ouă, noi mergeam. Și pe drum, când am văzut un sens invers, i-am spus să rămână. Care obicei, nu? Și m-a prins de mânică și a zis, păi, astăzi nu mai este să rămână, astăzi este Hristos a înviat. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Ce este interesant, pentru că aici, în Canada, unde trăim noi, de două ori străim, nu? Odată străim, că nu suntem canadieni, suntem de origine română, și odată străim, că nu suntem din lumea aceasta, că suntem din cealaltă, nu? Deci de două ori străim. Aici este o populație, să spune, cosmopolită, nu? Cosmopolită, deci mai multe nații. În România n-am întâlnit niciodată pe nimeni cât am stat 21 de ani să nu fie creștin. În felul care era. De era creștin, ori creștin, ori era ateu. Și ăștia spuneau, cum au spus, acel cred că m-am spus duminica trecută, când s-a dus un creștin de-a nostru, a venit de undeva din exteriorul Clujului, o venit de Paște la Cluj, lua trenul și în 15 minute, în 20 de minute, venea ei la oraș.
Și a intrat în compartiment și când a intrat, era acolo un domn care mergea și el, călătorea cu trenul. Și a spus, ce să-i spună, nu? Hristos a înviat! Omul acela foarte supărat și a zis, probabil. Ăsta era ateu. Deci erau puțini, nu erau bine văzuți. Trebuia să fii creștin. Nu? Dar aici, sunt și de alte religii, nu? Și câte și mai câte sunt. Și tinerii noștri merg la școală și nu trăiesc ceea ce am trăit noi. Nu trăiesc evenimentele care le-am trăit noi, nu trăiesc sentimentele care le-am trăit noi. Dar vreau să vă spun, dragii mei, pe deasupra la toate acestea, indiferent în ce societate trăim, indiferent ce spune oamenii, să știți că dovada că Domnul Iisus Hristos este viu, avem o dovadă foarte clară. Și știți care este cea mai mare dovadă? Aș vrea să vă aduc cel puțin două dintre ele. Prima, cea mai mare dovadă, știți care este? Coborârea Duhului Sfânt. Când Domnul Iisus Hristos a înălțat la ceruri, în condițiile acestea, Duhul Sfânt a coborât peste oameni. Și a doua dovadă este că Biserica lui Dumnezeu de 2000 de ani este vie. Și știți de ce este vie? Pentru că în capul ei nu stă un om mort. În capul ei nu stă un înger. În capul ei este Domnul Iisus Hristos. Oamenii de știință numiți pe nedrept de știință. În vremurile noastre. O spun aceasta mai ales pentru tine. Pentru noi bătrânii poate să tot bată ei cu parul pe noi că nu-i mai crede. I-am suportat și pe comuniști și tot nu ne-au dus de ei de... Nu ne-au făcut ei nimic. Ne-au răit mai rău. Dar nu ne-au făcut nimic. Dar o spun pentru tine. Pentru că am văzut de multe ori tot felul de descoperiri, că s-au descoperit un mormânt. Și în mormântul ăla e scris Iisus și dincolo Maria. Aș vrea să vă spun ceva, dragii mei tineri. Să știți că Iisus și Maria au fost mulți pe vremea aceea. Cu numele. Au fost mulți. Să nu credeți lucrurile astea, sunt lucrurile diavolului. Astea sunt invenții de ale lor. Domnul Iisus Hristos n-a fost îngropat nici cu Maria și nici cu Magdalena. Domnul Iisus Hristos a fost pus în mormântul acelui om care i-a închiriat mormântul, l-a pus pentru 3 zile. Dar el a înviat din morți, el nu e acolo. Și noi credem ce spune Scriptura, nu ce spune înțelepții. Care astăzi vine și aduce dovezi și după 10 ani vine alții și zice, știți numai bine, vezi de deal. Îi contrazice pe ea care au avut dreptate astăzi și să ceartă între ei, n-ai văzut așa ceva. Dragii mei tine, să știți că Hristos este viu. Amin. Și dovada învierii Domnului Iisus Hristos, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi și veți vedea că Dumnezeu se va lăsa descoperit. Veți vedea lucrul acesta. Am vorbit cu cineva și înainte să vorbesc câteva cuvinte din textul care s-a citit, aș vrea să împărtășim câteva gânduri despre un alt text care nu a fost programat pentru niciunul dintre predicatori. Dar n-aș vrea să trecem cu vederea să vorbim câteva cuvinte despre Petru. Despre reabilitarea lui Petru. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu cu multă vreme în urmă am vorbit cu cineva și mi-a spus, acea persoană mi-a pus o întrebare și mi-a spus așa. Este undeva scris în Scriptură că Petru și-o ceru iertare pentru lepădarea lui? O spus, n-am găsit nicăieri în Scriptură. De ce Domnul Iisus și oarecum era revoltat? De ce Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a întâlnit cu Petru, nu a avut pretenția ca Petru să-și ceară iertare? Pentru că s-a lepădat de 3 ori de Domnul Iisus Hristos. Măi, Doamne ferește, cum nu e scris în Scriptură? Cum n-ai găsit nicăieri în Scriptură că scrie că Petru și-o ceru iertare? Eu am găsit. Eu am găsit în Scriptură cel puțin într-un loc.
că și-o cerut Petru iertare cu niciunul dintre noi nu am cerut. Păi unde? Arată-mi și mie și era foarte sigur că nu-i scris nimeni. L-am invitat și am spus, deschide-mi Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 61 și 62. Dar înainte să vorbim de versetul acesta, vreau să vă pun o întrebare. Atunci când Toma nu era cu ucenicii când Domnul Iisus Hristos a venit și Toma le spunea ucenicilor, ucenicii o spun lui Toma, l-am văzut pe Domnul. Toma a spus, nu. Dacă nu voi avea eu proba și dacă nu voi atinge și dacă nu voi pipăi eu, eu nu cred deloc. Întrebarea mea este, ucenicii aceștia, și întrebarea asta am pus-o și duminică seara, ucenicii aceștia l-au spus pe Toma Domnului Iisus? I-au trimis careva dintre ei un bilet pe furiș. Uite ce-a spus Toma. Măi, ăsta am bănuit noi că este el mai așa. Bă, dar ăsta chiar a dat-o pe față. Bă, ăsta e chiar necredincios. I-au spus careva, nu i-au spus. Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos o știu. Și când a venit după 8 zile, i-a spus Toma, hai că cu tine am de-a face. Hai încoace. Ia și pune-ți degetul în locul cuielor și ia-mi mâna ta și pune-o unde m-au lovit soldații cu sulița. Și nu fi necredincios, ci fii credincios. Deci Domnul Iisus Hristos a știut și a auzit cuvintele lui Toma. Întrebare. Citind aici, din Luca, cum am spus, capitolul 22, versetul 61 și versetul 62. Haideți să vedem ce spune aici. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară. Și-a plâns Toma. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce și-au plâns în acea trebuie? Ce-a plâns Petru? Și ce-a fost aici? Plânsul pocăinței. Plânsul iertării. Petru și-a cerut iertare. Petru și-a dat seama de eroarea, de păcatul care l-a făcut. Petru și-a cerut iertare. Și-o ceru iertare lui Dumnezeu, măcar că nu-L vedea. Și-o ceru iertare lui Domnul Iisus, măcar că Domnul Iisus Hristos a fost dus de apros. Și-o ceru iertare și Domnul Iisus Hristos l-a auzit pe Petru. Domnul Iisus Hristos l-a auzit pe Petru. Domnul Iisus Hristos, mai mult de atât, nu numai că i-a auzit vorbele, cuvintele de părere de rău al lui Petru, i-a văzut plâns. I-a văzut plâns. Și aș vrea să vă spun ceva. Petru, în plânsul acesta, care de părere de rău, a fost așa de puternic, de niciunul dintre noi cred că nu ne-am plâns de păcatele noastre, cum s-a plâns Petru. Poate unii dintre noi ne-am plâns și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și ne-am plâns cu lacrimi de greșelile și de păcatele care le-am făcut să ne ierte. Dar câți dintre noi, dragii mei, am plâns cu amar? Am plâns cu amar. Dacă aș pune să ridicăm mâna sus, să întreb, câți dintre noi am plâns ultima dată cu amar pentru ceea ce am făcut greșit înaintea lui Dumnezeu? Poate nu ar fi mult înainte. Petru a făcut aceasta. Și Domnul Iisus Hristos le-a auzit și plânsul și cuvintele de iertare care și le-a cerut Petru. Lăudat să fie numele Domnului! Apoi, Domnul Iisus Hristos, după ce s-a arătat la Marea Tiberiade, de fapt a fost când s-a arătat la Marea Tiberiade, sau la lacul, că de fapt era un lac, el a avut treabă cu Petru. Omul acesta, Petru, mă gândesc că era rușine. Era rușine de faptele lui. Era rușine de gesturile lui. Era rușine că s-o lepăda de Domnul Iisus Hristos. Până atunci, Domnul Iisus Hristos n-a stat să vorbească cu Petru personal, a vorbit la nivel de grup.
Dar aici a vrut să vorbească personal cu Petru, pentru că a vrut să facă ceva cu Petru. A vrut să ridice din starea lui și să-i dea o slujbă. O slujbă care ne dă și nouă astăzi. Și Domnul Iisus Hristos, unde asociază întrebările Domnului Iisus Hristos cu lepădările lui Petru? Unii spune dacă s-o lepăda Petru de trei ori, de trei ori l-a întrebat Domnul Iisus Hristos. Probabil și asta ar fi o variantă, ar fi adevărat. Dar eu aș vrea să mă duc pe ceea ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să-i dea lui Petru să cârmuiască biserica lui. Să cârmuiască biserica lui. Și de fapt Petru, până la urmă, a devenit cârmuitorul bisericii din Ierusalim. Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, după ce a prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât acești? Uitați cum este întrebarea aceasta. Nu l-a întrebat dacă mă iubești mai mult decât ceilalți. I-a văzut râvna lui Petru în grădina Ghețiman, când singurul dintre toți cine o sări să-l apere pe Domnul Iisus? Petru. I-a văzut râvna lui. Chiar dacă nu era prea șlefuită râvna lui Petru, dar a avut râvnă. A avut râvnă. A avut râvnă Petru atunci când i-a spus: Doamne, dacă chiar toți te părăsesc, eu vin după tine. Și s-a dus Petru. Și-a ținut cuvântul. Numai că a greșit. Dar a avut râvnă. Și Domnul Iisus Hristos știa ce este în Petru. Știa potențialul care este în Petru. Și spune aici, îl pune la încercare, nu l-a întrebat dacă mă iubești, dacă îl iubești, mai mulți decât ceilalți. Mai mult decât ceilalți. Toți ceilalți au loc încă 10 care sunt, Petru trebuia să aibă dragoste mai mare decât toți împreună față de Domnul Iisus Hristos, ca să primească ceea ce Domnul Iisus Hristos avea special să-i dea lui Petru. Domn, da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, tu pe toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. De fapt, Domnul Iisus Hristos l-a făcut pe Petru, i-a dat în slujbă să păstorească pe cei care aveau să devină creștini după aceea. Și nivelele de creștere în această turmă care Petru trebuia să o păstorească erau cel puțin, după spusele Scripturii aici, trei nivele. Așa cum este și la noi în adunare, trei nivele. Și mă rog lui Dumnezeu să nu fie și al patrulea. Și nici al cincilea. Că nu este bine. Și să nu fie nu două. Să fie tot timpul trei. Să creștem așa de mici, de la mielușei, la oițe, și apoi la oi, care dau lapte, care întreține turma și care duce turma la pășune. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să-i dea lui Petru toate aceste categorii de oameni care știa că vor exista în biserica lui. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: paște-i și du-i la pășune, învață-i. De ce a spus aceste cuvinte? Pentru că cuvintele acestea, slujba care Petru o primește, să știți că se potrivește cu cuvântul pe care l-am citit în seara asta. Se potrivește, pentru că dacă revenim la ceea ce am citit în seara asta, veți vedea că aceeași slujbă și aceleași, oarecum, angajamente trebuie să le avem și noi față de lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le spune, aici când se arată ucenicilor, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Mă gândesc că aici vorbește, unii s-au îndoit, poate să face referință la Toma. La Toma. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată
în cer și pe pământ. Dragii mei, aș vrea să accentuez acest lucru și să știe toată adunarea. Domnul Iisus Hristos are toată puterea și în ceruri și pe pământ jos. Nimeni nu are putere mai mare decât Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Indiferent ce vor zice oamenii, indiferent ce vremuri vor veni, indiferent ce societatea cum va evolua sau va, se va întoarce înapoi, aș vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos este Domnul Domnilor în vecii vecilor, dragii mei. Amin. Și are toată puterea în biserica Lui, pentru că El este capul bisericii. Știți lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Și Domnul Iisus Hristos este capul fiecărui bărbat în locul acesta. Să nu uităm lucrul acesta. Să nu creadă bărbați că ei sunt șefi în casă și ei fac ce vor. Nu? Că este cineva deasupra lor care trebuie să se supună. Și Domnul Iisus Hristos este la, El este acela, lăudat să fie numele. Apoi, Domnul Iisus Hristos le dă o însărcinare acestor ucenici, lor atunci și nouă acum. Și spune așa, în versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aș vrea să împart în trei etape această trimitere. Prima, să faci ucenici, să propovăduiești cuvântul tuturor neamurilor. Le-a spus atunci și le spune nouă acum. Am o întrebare. Care dintre noi are această ștafetă? Sau această oarecum trimitere ca să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu? Cine credeți dumneavoastră? Numai predicatorii? Numai păstorii? Toți! Fratele Cornel facă hotărâri. Toți! Toți! Dar aș vrea să fac aici o remarcă. Înainte să propovăduim Evanghelia, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Foarte atenți. Pentru că la nivel de teorie să știți că toți oamenii sunt buni. Și cel care te contrazice din Scriptură, vei vedea că de multe ori s-ar putea să cunoscă mai multe versete decât e din Scriptură. Numai că le cunoști în invers, ca să te contrazică pe tine. Și dragii cred, spune cuvântul, și să înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Unul dintre elementele care ne dă nouă putere ca să propovăduim Evanghelia, știți care este? Prin purtarea noastră. Și mai ales în vremurile în care trăim și în societatea în care trăim, aș vrea să vă spun, este foarte important purtarea noastră să fie la nivelul unui creștin. Celor din Antiohia li s-o da numele de creștin pentru prima dată, dar numele lor, când li s-o da numele acesta, li s-o atribuit. Nu li s-o atribuit ca o calitate, li s-o atribuit ca și o poreclă, ca în bătaie de joc. Dar știți de ce le-o dat acest nume? Pentru că oamenii aceștia propovăduiau și se purtau la măsura la care ei învățau. Deci, prin alte cuvinte, oamenii aceștia propovăduiau pe Iisus Hristos și moralitatea Domnului Iisus Hristos și principiile Domnului Iisus Hristos și viața Domnului Iisus Hristos și oamenii aceștia, trăirea lor semăna cu acel pe care ei îl propovăduiau. Și atunci cei din Antiohia au făcut legătura automat paralelă între ei și au spus ăștia trăiesc ca și ăla pe care îl propovăduiesc. Și atunci sunt, dacă ăla a fost Hristos, ăștia sunt creștini. Dragii mei, noi trebuie să trăim la standardele la care și vorbim. La standardele la care și vorbim. Să ne păzească Dumnezeu, să vorbim și să nu trăim. Să știți că dacă vorbim și nu trăim, n-are niciun impact. N-are niciun impact. Cel mai slab om din societate și cel mai neînțelept sau needucat sau cum vreți dumneavoastră din societatea din care trăim, își va da seama că nu trăiești ceea ce spui.
O să te asculte din respect. O să te privească din respect. Dar o să mai facă ceva. O să te urmărească. Și tot din respect. O să te urmărească să vadă dacă trăiești ceea ce spui. Și mă rog lui Dumnezeu ca biserica de aici, pentru că în Laval, în Montreal, ne întâlnim de multe ori cu mulți români. Și mai ales cei care au contact cu români și lucrează în domeniul ăsta, au contact cu români, în primul rând, eu aș vrea să vă pun la o încercare, în primul rând nu-i spuneți că ești creștin, nu-i spune nimic, dovedește-i prin purtarea ta. Că să știți că toți o să spună că sunt creștini. O să spună, nu sunt practicant. Nu sunt practicant. Aceasta este prima etapă. Apoi spune Domnul Iisus Hristos, al doilea lucru, după ce veți propovădui, spune așa, botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În urma propovăduirii celor ce cred, trebuie să fie botezați. Dragii mei, este un principiu care Domnul Iisus Hristos și o lucrare care Domnul Iisus Hristos, El însuși, i-a spus lui Ioan, când Domnul Iisus Hristos a venit la apa Iordanului și Ioan a zis, Nu. Eu trebuie să fiu botezat cu mine. Nu. Și Domnul Iisus Hristos a zis, nu, Ioan. Ioane, trebuie să împlini ceea ce trebuie să împlini și ceea ce este scris. Domnul Iisus Hristos a fost un exemplu pentru noi. Deci, tot ceea ce cred în Domnul Iisus Hristos, în învierea din morți, trebuie să fie botezați în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Amin? Deci aceasta trebuie să fie un principiu de bază a bisericii. Fără aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun. Am întâlnit oameni care au spus, sunt creștin, și l-am întrebat, ai fost botezat? Și a spus, n-am fost botezat, dar eu sunt creștin. Aș vrea să vă spun, mie Scriptura, și să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, mie Scriptura nu vorbește de astfel de lucru. Aș vrea să vă spun ceva, atunci când te bagi în apa botezului, știți ce spune, cred că Iacov spune, că botezul nu este o curățire de vechile păcate, ci este mărturia unui cuget curat. Atunci când te bagi în apa botezului, este mărturia ta înaintea martorilor care te văd, dar cu atât mai mult înaintea cerului. Deci dacă tu zici că crezi, dar nu vrei să faci pasul acesta, deci credința ta pur și simplu nu ți-o pui în aplicație. Credința ta este moartă, pentru că credința ta nu trece la fapt. Mai este a treia etapă, care asta și asta e dificilă. O, și asta e grea. E foarte grea, să știți. A treia etapă spune, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Botezați-i și învățați. Când cineva se botează, și copiii noștri, copiii care au crescut în biserică, după botez au nevoie de creștere spirituală. Au nevoie să învețe. Au nevoie să fie învățați. Au nevoie să li se spună, asta e bună, asta nu e bună, asta trebuie să o faci, asta nu trebuie să o faci. Am făcut de mai multe ori catecheza cu frații care urma să se boteze și am întâlnit ceva. Am întâlnit ca și acel profesor de muzică care s-a dus la el cineva care știa muzică, dar știa după ureche. Și a spus, cu tine trebuie să lucru mai mult pentru că pe tine trebuie să te dezvăț din ceea ce crezi că știi. Și am întâlnit de multe ori, să știți, am întâlnit creștini care știau multe, dar știau greșit. Și a fost o luptă să îi dezvăț ca să încep de la zero, ca după aia să-i înveți. Am întâlnit creștin care era botezat și care era de ani de zile pe calea lui Dumnezeu. Și când am vorbit cu el din Scriptură o noapte întreagă, așa ne-au amestecat toate lucrurile, de pur și simplu am zis, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că poate să existe așa ceva. El nu-i nicio creștere spirituală. Nu se poate. Tu în loc să înveți când te-ai botezat, tu cu siguranță ai întors lingura și ai dat înapoi celuilalt. Nu ca bebelușul ăla care începe să mănânce, îi dai să mănânce și la un moment dat pune mâna pe lingură, nu? Îți ia lingura și te ajută să-i o bagi în gură. Dar câteodată
Nu mai vezi că pune mâna și ți-o împinge ție, nu? S-a întors și se dea el. Și cam așa era asta, dar era după ani de zile. Dragii mei, cel puțin aproape 20 de ani, m-am speriat. Și am spus, mă, dar tu n-ai crescut deloc, nu se poate, măi. Nu se poate. Este foarte importantă creșterea. Este foarte important. Pentru că după creștere, dacă facem toate aceste trei etape, aș vrea să vă spun ceva. Urmează promisiunea Domnului Iisus Hristos. Știți care? Și apoi mă apropii de încheiere. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Deci dacă faceți lucrul acesta, voi vă faceți slujbă. Și în felul acesta, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Domnul Iisus Hristos este cu biserica Lui de aproape 2000 de ani și conduce biserica Lui. Și când oamenii și societatea odată în biserică și-au zis biserica este la pământ, mi-aduc aminte de Franța. Mi-aduc aminte de Franța când l-au dat afară pe Dumnezeu, l-a dat afară pe Hristos și acum își plânge ziduri și își plânge lucruri care pot să le tot plângă. Că l-au dat afară pe Hristos. L-au dat afară pe Hristos. Și-au crezut că au câștigat, aș vrea să vă spun că și în Franța sunt oameni credincioși. Pentru că încă Hristos este capul bisericii. Aș vrea să vă spun că dacă Statele Unite nu mai sunt ce-au fost înainte, știți cum s-a format stat? Știi că toată biserica, toate Statele Unite, erau aproape toată America, erau evanghelici. Știți lucrul acesta? Știți că englezii care erau prigoniți în Anglia au fost trimiși în America. Mergeți acolo la sălbatică. Și America a fost o țară în care scria, te duceai pe pancare, vedeai pe pancare pe marginea autorutei. În Hristos este, în Dumnezeu este adevărul. Și numai versete biblice erau. Să știți, în America și astăzi, Dumnezeu are oamenii Lui credincioși. S-au temut Ilie pe vremea Lui și au spus Lui Dumnezeu, a rămas numai eu. A rămas numai eu. Credeai Ilie că e singurul care a rămas. Și că Izabela i-a nimicit pe toți și au zis, Dumnezeu, auzi Ilie, mai am încă 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi. Tu nu știi pe ei. Dar eu știu. Dragii mei, ar vrea să împlinim ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Să fim propovăduitori. Dar în primul rând, prin purtarea noastră. Să nu îndrăznească nimeni să propovăduiască lucruri pe care nu le trăiește. Eu vă spun. Nici eu să nu încerc să vă predic lucruri pe care eu nu le trăiesc. Și același mesaj ca mine și dumneavoastră. Să nu încercăm să propovăduim dacă noi nu trăim. Să ne punem viața în îndoială. Spunea un proroc, care l-a trimis Dumnezeu pe prorocul Isaia, la un împărat, la Ezechia, și știți ce mesaj? Eu totdeauna am zis, măi, Ezechia asta a avut dreptate. Ezechia asta, când a auzit mesajul care l-a dus Dumnezeu prin prorocul Isaia, s-a întors cu fața la perete și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Că am umblat, am făcut ce este bine înaintea Ta și am umblat cu inima curată și s-o mărturisit și Dumnezeu, eu ascultam rugăciunea, nu l-a contrazis pe împăratul Ezechia. Dar era un detaliu care totdeauna, de câte ori am citit, eu să fac din vedere. Știți care era detaliul acela? Puneți casa în rânduială. Rânduiaște ce ai de rânduit. Deci mai erau niște lucruri care trebuiau rânduit. Dragii mei, mesajul meu în seara asta este încă unul. Să ne punem în rânduială ce avem de rânduit. Avem de rânduit cu viața noastră? Să ne punem în rânduială. Avem de rânduit cu purtarea noastră, cu copiii noștri? Cu familia noastră, cu soții, cu soți, să ne le punem în rânduială. Că în felul acesta vom fi plăcuți lui Dumnezeu și în felul acesta vom face lucrarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom primi cu mână. Aș vrea să vă spun un detaliu și mă opresc. Să știți că foarte mulți creștini, când începe viața de creștin, de credință, o începe în forță. O începe într-o viteză, știi cum, așa, turați de zici că rupe tot. Dar vreau să vă atrag atenție. Să știți că viața de pocăință și viața de credință. Pavel Apostol vorbește în Corinteni despre cei care alargă la jocurile de obște, la jocurile olimpice. Erau și atunci. Știa Pavel că s-o plimba pe acolo până Atena, pe la el. Știți că viața aceasta de pocăință
Nu este o alergare de viteză. Nu este pentru un an. Și după aia să cazi în cap. Știți că e o alergare de rezistență? Știți că cu nu o primește numai cel care termină? Nu ăla care a fugit cel mai tare și după un an, doi, o căzut? Nu? Ăla care a fugit continuu și continuu și continuu. Și la urmă este cu nuna pentru el. M-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să primim toți cu nuna. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și apoi să ne credințăm în brațul Domnului. Amin. Să ne rugăm cu toți.